Comunitatea studențească din campusul universitar Tudor Vladimirescu din Iași s-a rugat astăzi împreună cu preasfințitul părinte Calinic Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie la Biserica Sfântul Iulian din Tars și a hirotonit un diacon pe seama parohiei Sârbi, județul Neamț. De asemenea, a fost oficiată o slujbă de pomenire pentru sufletele eroilor care au murit la Revoluția din 1989. Preasfinția sa a spus că ostașii români nu au ezitat să moară pentru neamul nostru. Fiindu-ne așezat prin calea tuturor răutăților, războaie și convulsii sociale au fost, sunt și vor fi. Războaiele pe care le-am purtat în istorie împotriva celor fără neam și țară au fost atât de multe încât ne-au luat până și timpul de a-i număra și identifica pe toți cei morți pe câmpul de luptă. Ostașii români nu au avut nici țară și nici credință de împărțit. Ei nu au ezitat niciodată să se jertfească pentru neamul lor, ce au fost gata oricând să-și asume sacrificiul suprem. După slujbă, preasfinția s-a sfințit troița ridicată în memoria eroilor care s-au jertfit în urmă cu 30 de ani la Revoluție. În memoria celor tineri care au murit la Revoluția din decembrie, dar și în memoria tuturor eroilor români adormiți pentru libertatea și demnitatea poporului român, am ridicat în curtea Bisericii Sfântul Iulian din Tars, biserică ce se află în campusul studențesc Tudor Vladimirescu de aici, din Iași, am ridicat o troiță în memoria tuturor eroilor morți pentru libertatea și demnitatea poporului român. Un gând pios de recunoștință pentru toți cei care s-au sacrificat atunci pentru libertatea noastră și un gând de apreciere pentru cei care astăzi, în toată această nebunie a prezentului, cu toate grijile și treburile pe care le avem cu toții, găsesc răgazul să facă ceva în semn de recunoștință pentru acești eroi. Biserica Sfântul Iulian din Tars se află în mijlocul campusului universitar Tudor Vladimirescu și este ocrotită și de Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril.